ANM a emis astăzi o informare meteorologică de precipitații și intensificare ale vântului, valabilă pe 8 februarie, între orele 2-16, în aproape toată țara. Va ninge în cea mai mare parte a Transilvaniei și Olteniei, precum și în nordul Moldovei. La munte, ninsoarea va fi temporar viscolită, iar în masivele Făgăraș, Bucegi și în zona Carpaților de Curbură, stratul de zăpadă nou depus va fi consistent. În muntenia Dobrogea și jumătatea sudică a Moldovei, precipitațiile vor fi predominant și sub formă de ploaie. Cantitățile de apă vor depăși 15-20 de litri pe metru pătrat iar vântul se va intensifica atingând viteze de 50-55 de km pe oră și temporar pe litoral peste 70 de km pe oră.